considerație cele mai frecvente acuze cu care se prezintă mămicile la cabinet, am dorit să facem o mică incursiune în cardiologia pediatrică pentru a menționa care sunt de fapt simptomele care ne pot alarma și care sunt fiziologic normale la copilașul dumneavoastră. Simptomul de transpirație poate face parte din un tablou clinic al unei patologii cardiovasculare și acest lucru va fi depistat doar de medicul specialist în contextul celorlalte simptome clinice. Sunt niște palpitații cardiace care sunt foarte importante și în acest caz trebuie să vă adresați la medicul specialist. În acest caz ar trebui să facem un diagnostic diferențiat cu patologia renală și atunci rămâne și cauza cardiologică sub semnul întrebării. În cele mai multe cazuri, acest simptom este de îngrijorat și necesită de adresat la timp la medicul cardiolog pediatru, deoarece dificultatea respiratorie sau dispneie este un simptom primar în insuficiența cardiacă. De obicei, acest simptom nu necesită o alarmare din partea inimioarei, mai mult este un simptom neurologic. Toți copiii care practică un anumit efort fizic specializat necesită un control riguros la cardiologul pediatru și acest simptom de rărire a frecvenței cardiace necesită a fi luat în considerație. Absolut, este un simptom caracteristic și necesar pentru a fi evaluat de către medicul specialist cardiolog și diferențiat de către suflurile fiziologice de cele patologice. Stagnarea curbei ponderale este de fapt în mare tangență cu patologiile cardiace și cu dispneia apărută la copii, adică acea dificultate respiratorie, de aceea neapărat este nevoie de adresat la un medic cardiolog. Tabloul clinic a unui copil cu patologie cardiovasculară este absolut diferit de cel a unui matur, începând de la simptomele clinice, de la examinările paraclinice și toate analizele pe care le efectuăm. De aceea necesită un consult specializat, adaptat pediatric și diferențiat de patologia adultului.